Șeful administrației militare regionale din orașul ucrainean Cernihiv a făcut publică o filmare în care arată conținutul unor pachete primite ca ajutor umanitar. În postarea de pe Facebook, acesta a prezentat mai multe pachete de margarină în care se află de fapt polistiren. Potrivit lui Vaslav House, polistirenul învelit în ambalaje de margarin a fost trimis în regiunea sub masca ajutorului umanitar. Producătorul nu are nimic de a face cu asta, dar iată ce primim uneori. Spune acesta în timp ce arată bucățile de polistiren, potrivit Unian. Șeful administrației militare regionale din orașul ucrainean, Cernihiv, a făcut publică această filmare în care arăta conținutul unor pachete primite ca ajutor umanitar. În postarea de pe Facebook, acesta a prezentat mai multe pachete de margarină în care se afla de fapt polistiren. Asemenea lucruri sunt nedemne de cei care vor să facă acte de caritate, afirmând că îi ajută pe ucraineni, în schimb, în sute de pachete să se afle de fapt polistiren.